seară la Spitalul de Urgență Floreasca, în cadrul secției ATI-1. S-a făcut o prelevare multiorgan de la un donor declarat mort pe criterii neurologice. Sigur, nu e nici pe departe o premieră medicală, este mai degrabă rutină pentru secția noastră. Este o activitate dificilă, înseamnă multă muncă din partea colegilor mei și aș vrea să mulțumesc echipei cu care am reușit să duc la bun sfârșit această acțiune. Mă refer aici la coordonatorul de transplant, doctorița Roxana Turcu, cea care ne ajută cu obținerea acordurilor pentru prelevare, colegii mei de la compartimentul de terapie intensivă neurochirurgicală, doctorul Țiganiuc, doctorița Negoiță, care au fost implicați în identificarea, declararea și menținerea acestui donor, doamna doctor Monica Berbec, care aseară și-a petrecut câteva ore din gardă dând anestezie în timpul prelevării, însă să știți că întreaga echipă de la ATI-1, dar și ceilalți doctori din spital sunt implicați și susțin această activitate și de asta aș vrea să mulțumesc în primul rând doamnei profesor Grințescu, inițiatoarea acestui program, creatoarea culturii donatorului în terapie intensivă. O donare salvează mai multe vieți pentru că noi promovăm donarea multiorgan. Pacientul care vine cu leziuni neurologice irreversibile, de multe ori e mai ușor să fie ignorat, să-l lăsați să se stingă, să spunem în ghilimele. Ce facem noi la Floreasca? Încercăm să mai salvăm ceea ce se poate. Câteodată, pentru familii, cel mai important lucru este că cel apropiat lor, cel drag lor, continuă să trăiască măcar printr-o părticică care vine la pachet cu salvarea vieții unui om. Aseară, munca noastră a dus la salvarea a trei pacienți, s-au prelevat două grefe renale și o grefă hepatică. Mulțumesc familiei care a înțeles ceea ce le-am spus, că un om poate deceda, poate fi declarat mort, pentru că creierul nu mai funcționează, chiar dacă inima bate, chiar dacă pielea este caldă, și am înțeles că se poate face mult bine prin simplu acord pentru prelevare. Am făcut parte ieri din echipa de gardă care a asigurat anestezia și menținerea donorului. Am participat la prelevarea de organe, lucru care se întâmplă destul de frecvent în cadrul secției noastre. Nu este neapărat un lucru deosebit, este aceeași atenție și dedicare pe care o acordăm fiecărui pacient în parte. Asta este o muncă de echipă extraordinară, să știți, nu suntem numai noi anesteziștii. Aici vin și neurologi și neurochirurgi cu care ne sfătuim, sigur, foarte multe analize de toate felurile, imunologie, biochimie, dar și investigații, ca să demonstrăm faptul că creierul nu mai este funcțional. Nici creierul, nici funcțiile trunchiului cerebral nu sunt, au dispărut. Practic, de aici, de peste carotidă, sângele nu mai intră în creier. Asta se întâmplă. Deci e foarte important punerea diagnosticului de moarte cerebrală, atât pentru familie, atât pentru medicul curant, pentru că în momentul în care s-a instalat moartea cerebrală, am intrat pe un drum fără de întoarcere. Adică în momentul ăla noi putem spune 100% sigur că pacientul nu mai are nicio șansă de supraviețuire, că așa zisa supraviețuire pe aparate este o chestie doar de timp, că până la urmă dacă creierul a cedat orice, dar și celelalte organe pe care noi le ținem artificial în viață încă. Și atunci știe și familia la ce să aștepte și noi ce să facem în continuare.